dragilor, bine v-am regăsit la Publica Report. Crimele nu se opresc, cruzimea lor nu are limite și cel mai grav este că deja criminalitatea s-a răspândit printre minori. Societatea a mai trecut printr-un șoc zilele trecute. La Orhei, un băiat de 14 ani l-a înjunghiat pe un băiat de 12 ani. Omorul a fost premeditat. Minorul criminal era înnebunit după jocuri video, iar consola pe care o primise de la celălalt băiat a fost atât de dorită încât și-a pierdut mințile și a dat de 12 ori cu cuțitul în colegul său. A căutat saci să arunce cadavrul într-o clădire părăsită, deși adusese pentru asta o geantă mare la locul crimei. Nimeni nu a auzit, nici nu a văzut ce și cum s-a întâmplat. Băiatul a recunoscut și a povestit totul poliției după ce a fost reținut. Legea prevede închisoare pe viață, însă pentru că este vorba de un minor, acesta riscă 20 de ani de închisoare. Crima din weekendul trecut este pe buzele tuturor. Oamenii sunt pur și simplu îngroziți de cele întâmplate. Ei nu-și pot explica ce l-a făcut pe adolescent să comită o infracțiune atât de gravă și cu atâta sânge rece. Între timp, noi detalii îngrozitoare despre omor ies la iveală. Băiatul de 14 ani ar fi premeditat omorul colegului de școală. Un tânăr din Orhei susține că a interacționat cu băiatul învinuit de crimă după ce ar fi comis omorul. Bănuitul ar fi venit la el, i-a povestit totul și i-a cerut 2 saci pentru a pune acolo cadavrul. Imediat el a sunat la 112 și a anunțat oamenii legii despre acest caz. Tot atunci tânărul a mers la locul crimei și acolo ar fi văzut o geantă neagră și un cuțit de bucătărie. Potrivit martorului, minorul i-ar fi spus că în acea geantă urma să ascundă corpul neînsuflețit al victimei, doar că nu încăpea. Ulterior, el vroia să arunce geanta în subsolul unei case părăsite. Tânărul a depus declarații la poliție în acest dosar. Tot el susține că îi știa pe cei doi băieți și că victima și autorul crimei au jucat fotbal înainte de tragedie. Deși crima a avut loc în jurul orei 17 și totul s-a întâmplat doar la câțiva zeci de metri de casele oamenilor, nimeni dintre vecini nu a auzit nimic. Atât victima cât și suspectul erau elevi în aceeași școală. Directoarea instituției ne-a spus că băiatul era în clasa a 8-a și provine dintr-o familie normală în care nu se consumă alcool și nu au fost înregistrate cazuri de violență. Am rămas șocați profund cu toții. Chiar nu ne-am gândit nici o secundă că ar fi putea avea loc un astfel de... De la prima oră ne-am întrunit cu colectivul profesoral și chiar am pus în discuție ca să nu dea detalii vis-a-vis de, să nu se discute, să nu se dea nume. Fiecare diriginte să meargă la oră, la clasa în care este diriginte, să le vorbească despre impactul jocurilor virtuale asupra comportamentului unor copii. Diriginta băiatului ucis, cu o cruzime greu de imaginat, vădit emoționată și cu lacrimi în ochi, ne-a spus că elevul său era exemplar și avea doar reușite la școală. În această dimineață, toți profesorii, împreună cu colegii de clasă ai victimei, au ținut un moment de reculegere. Un elev sârguincios, un elev care frecventa școala, care respecta orarul și programa lecțiilor. Vestea îndurerată am primit-o în dimineața zilei de duminică. Am primit noutatea foarte trist. El era un copil foarte sociabil, avea prieteni. Am reușit să discutăm și cu diriginta suspectului. Profesoara susține că minorul era un copil cu minte și nimic din comportamentul său nu prevestea ceea ce s-a întâmplat. Dânsul nu a demonstrat un caracter sau un comportament agresiv față de colegi, față de profesori. Eu nu am depistat în urma lui un comportament agresiv sau violent, în urma căruia aș putea, adică să mă aștept la o așa faptă și o faptă groaznică. Avea prieteni, de fapt și poate și are prietenii, este sociabil, este destul de dezvoltat. Tragedia de la Orhei ar fi avut loc după ce suspectul a luat cu împrumut de la victimă o consolă de jocuri video pe care nu dorea să o returneze. Sub pretextul că i-o va înapoia, el a ademenit pe minor într-o casă abandonată, unde l-a înjunghiat cu un cuțit de bucătărie de 12 ori. Dacă va fi găsit vinovat pentru odioasa crimă, băiatul riscă până la 20 de ani de închisoare.
Discutăm cazul și abordăm problema delicvenței juvenile cu experții invitați în platou. Angela Otean, colonel de justiție în rezervă, secretar general al Federației Sindlex. Bună ziua, bine ați venit, doamnă. Și criminologul Stanislav Cebotar, lector la Institutul de Criminologie. Domn profesor, bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră. Explicați-ne dumneavoastră, ca specialist, ce anume a fost și a stat în spatele unei asemenea crime? Vedeți, noi de multe ori vorbim despre, adică cât de cât profesorii la școală au încercat să-l descrie pe agresor, dar până la urmă violența nu se naște într-o zi sau în... Până la urmă acest agresor a fost educat sau consider eu într-un mediu unde mai puțin se comunică, într-un mediu unde cât de cât izvorește, dacă vreți, izvorește focarul ăsta agresivității. Este caracteristică adolescenților să fie agresivi la vârsta lor, da? dar totodată copiii, adolescenți în special, necesită să fie ghidați. Și mă adresez către toată lumea din țara noastră. Adolescenți de la vârsta de 12 până la 25 de ani, dacă doriți, adică necesită să fie ghidați, să fie monitorizați, să fie... agenda trebuie să le fie plină, da? Adică activitățile permanent trebuie să... Adică permanent trebuie să afle în activități. Pentru că violența nu se naște într-o singură zi sau într-o singură... Da, dar vedeți că, de exemplu, profesorii care îl cunoșteau pe băiatul acesta care a omorât, povestesc de bine despre el și zic că provine dintr-o familie normală, părinții nu sunt alcoolici, adică părea un băiat adecvat și nimic din comportamentul său nu trezea nici măcar o suspiciune că ar fi capabil de așa ceva. Din spusele profesorilor, da. Dar până la urmă noi nu știm care este problema și în ce mediu s-a educat acest copil. Ziceați dumneavoastră că putea fi și ignorat în familie sau lipsea comunicarea. Ar putea să fie așa ceva odată ce, și aici avem un argument, ziceți dumneavoastră dacă am dreptate sau nu, dependența de jocuri video, pentru că anume acea consolă pentru jocurile video a fost motivul care l-a făcut, păstrând-o la sine, pentru că era împrumutată de la celălalt băiat, să îl omoare. Înseamnă că părinții au scăpat din vedere anume dependența copilului față de calculator, față de jocurile care până la urmă dezvoltă agresivitate. Așadar, dependența de jocurile video, obsesia, dependența poate să-i nebunească atât de mult? Adică pot să duc până la cazuri destul de tragice. Avem deja statistica, demonstrează asemenea momente și până la urmă dorința de a te manifesta într-un mediu virtual agresiv este cu mult mai mare decât... decât dorința de a... decât obligațiunea de a te comporta adecvat. Doamna Otean, ce alte explicații mai sunt pentru asemenea cazuri, cum este cel de la Orhei? E un caz odios. E unul din ultimele cazuri odioase care s-au întâmplat în țara noastră, în decurs de câteva luni, unde sunt antrenați copii, adolescenți, minori și tineri care săvârșesc cu cruzime niște infracțiuni. Evident, societatea trebuie să reacționeze și să-și pui întrebarea de ce oare am crescut o generație care se comportă în felul respectiv. La prima vedere și din cele relatate de către școală, acest copil era un copil care se încadra în niște norme și caracteristici bune. Însă atât de rară a devenit comunicarea între părinți, copii și chiar semeni, copii, odată cu apariția tehnologiilor informaționale, căci vedem pe stradă copii cu tableta și cu telefonul, vedem copii care aspiră și pentru faptul ca să dețină un mijloc de genul ăsta, fac orice, lucru care indică că nu este ceva bine în societatea noastră. Evident, noi am preluat această experiență din Occident,
Dar vedem că și Occidentul la moment pun niște rigori destul de serioase privind accesul copiilor la tablete și la telefoane, la jocuri. Jocurile virtuale au fost motive de sinucideri inclusiv, sigur, dar și noi de crime, cunoaștem și jocurile noi. Cu balena, cu balena albastră, deci niște jocuri virtuale care i-au pus pe copii în niște situații foarte dificile, inclusiv și tineri care s-au sinucis, s-au sărit în gol, multe, multe alte exemple de genul acesta. Evident, aici este o scăpare a școlii, eu cred că este totuși o scăpare a școlii, pentru că copiii cea mai mare parte a timpului de zi se află în mediul școlar, dar este și a familiei și a societății per ansamblu. Dar societății în ce fel? A societății prin faptul că democrația ne-a adus foarte multe libertăți pe care noi nu le-am, într-un fel, nu le-am pus la rândul lor. Deci la noi prioritățile, valorile și tradițiile au fost lăsate la o parte, aspirând la noi valori și tradiții europene, pe care nu întotdeauna le-am înțeles cum se aplică și cu ce se mănâncă. Copiii își cer drepturi. Corect. Și libertăți. Noi am dar spus și că copilul lasă. Nu poate fi educat, da, sau chiar pus responsabilizat mai dur, din considerentul că și are drepturi. Ori drepturile copilului uneori sunt atât de mari că părinții și-au uitat de faptul că să aibă grijă de cu ce se ocupă acești copii. Eu am auzit abordări de la părinți de genul că am fost cândva lipsiți de multe lucruri, erau în deficit multe obiecte, multe produse, inclusiv de ordin alimentar sau cultural, distractiv și așa mai departe, iar boom-ul acesta informațional i-a făcut pe părinți să le oferă totul copiilor. Absolut. Deci un gadget, un, da, orice în general, și îi lasă pe copii pentru că ar considera că îi dezvoltă, pentru că ei se miră bucuroși, fericiți atunci când la 3 ani un copil se descurcă mai bine decât un adult într-un telefon mobil, de exemplu, sau într-un iPad. Deci de ce lucrul ăsta ar trebui să-i alarmeze pe părinți? Lipsa de comunicare sau lipsa de timp pentru a comunica cu copilul, mulți părinți o asimilează cu faptul că le cumpără câte ceva și le dă niște bunuri pe care ei cred că copiii sunt bucuroși și le întrebuințează în a învăța un lucru, a te informa. Ori noi cunoaștem, deja cunoaștem, că accesul la tehnologiile avansate duc acești copii pe niște site-uri care nu-s deloc pentru copii. Și inclusiv la jocurile respective, virtuale, da, dar chiar și filmele care sunt la moment difuzate inclusiv pe toate, în toate televiziunile, uneori sunt atât de crude, practic te învață cum să comiți o infracțiune. Iar acest minor este o crimă foarte bine definită. El a planificat, el a realizat-o, el și-a ascuns urmele, a încercat să ascundă urmele. Deci aici este foarte serios o chestiune care ne-ar trebui să ne alarmeze și să înțelegem că secțiile de lucru cu minorii din inspectoratele de poliție erau la locul lor, pentru că acești polițiști veneau în școală, vorbeau cu copiii la nivelul claselor 4-5 și mai sus. De atunci se vedea copiii care sunt predispuși să facă, să comită, care sunt, au mai multă energie, pentru că un copil care este energic și din caracteristică dânsul era, tindea spre liderism, copilul respectiv, că era un copil dezvoltat, era sociabil, evident că el trebuia undeva să-și ardă energia respectivă. S-a lăsat copilul din capul lui și s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. De fapt, dacă ați observat, încă bine că colegul respectiv a anunțat. Ori cazul de la Costești ne arată altceva. Un grup de tineri priveau cum ăștia îl lovesc. Asta și nimeni n-a sunat la poliție ca să... Deci sunt niște lucruri care societatea, cu care se confruntă societatea noastră
și care ar trebui analizate de către psihologi, de către cei din care cunosc foarte bine psihologia judiciară, uh-huh, și într-un fel să ne redirecționeze pe calea normală și școala să o direcționeze. Noi am trecut de la educație la competențe, noi am trecut, am lăsat ceva și am aruncat ceva bun din educația veche și ne fugărim după niște stereotipuri occidentale. Domnul Cebotari, eu aș vrea să ne oprim la scenariul despre care, apropo, a început să vorbească și doamna Otean. Scenariul planificat al acestei crime, totul, absolut, de la început până la sfârșit, geanta pregătită, urmele șterse, vinirea la locul crimei, pregătirea unei clădiri în care să fie dus cadavrul, absolut totul, căutarea unui complice pentru aceasta. De unde s-a inspirat un băiat de 14 ani să facă toate aceste lucruri? Deci, de unde are toate acestea în cap? Până la urmă și mass media influențează, da? Adică filmele care cu acțiuni violente, până, adică aduc un șir de exemple care unii este demonstrat că eroul principal este un agresor, cineva cu comportament negativ. Și adică din filme se poate inspira, din alte, dar vedeți, apropo, eu vreau să continui gândul, am ultima oară statisticile demonstrează că în localitățile rurale, unii mai puțin, nu vreau să discriminez lumea de la țară, că vin și eu de la țară, dar până la urmă, adică există mai puțin comunicare, da? În special comunicare asertivă, comunicare și poate, da, pedagogii spun, menționează că se comunică în școală, dar până la urmă, în sânul familiei, adică din scenariul care l-am văzut noi, am observat că lipsește comunicarea, în special comunicarea asertivă, suportul psihoemoțional, da? Noi, de multe ori, părinții își fac, și în special când copiii sunt mici sau sunt în perioada de criză, perioada de criză a adolescentului, adică le las pe toate în grijă altora și pleacă psihotare pentru a aduce un suport material. Dar până la urmă, suportul psihoemoțional este cel care ajută persoana să se dezvolte, adică să meargă corect prin viață. Uh-huh. Și este nevoie de dublu, de triplu, dacă vreți, monitorizare din partea părinților față de uh-huh. Deci părinții trebuie să fie atenți, inclusiv cu ce activități are copilul. Deși unii ar fi foarte calmi atunci când își văd la monitor copilul jucându-se, nu știu, într-un anumit program și pare ceva, nu știu, aproape inocent și nimic, parcă nu-i trezește suspiciunea. Statistica țării românești de anul trecut demonstrează că 70% din părinți nu verifică cu ce ocupații, ce activități au copiii la calculator. Adică au văzut că au calculator în față, înseamnă că, uite, este un... au o ocupație, da? Deja sunt implicați în... Da, dar până la urmă nu verifică jocurile, în special jocurile care... Da, dar sensul majorității acestor jocuri constă în următoarele. Să obții ceva cu orice preț. Atenție! Deci poți să omori, să scapi de ceva, să sari peste ceva sau peste cineva ca să ajungi undeva sau să obții ceva, un punctaj anumit sau mai multe vieți sau să fii cel mai bun. Deci pentru a câștiga trebuie să faci orice. Și atenție, consola aceasta de jocuri care era atât de mult râvnită de băiatul acesta care a ucis, el nu avea. El a împrumutat-o de la băiețelul celălalt de 12 ani. Nu vroia să o întoarcă. Deci atât de mult și-a dorit consola aceea, da? Un obiect mult râvnit de un copil, încât el a ajuns să treacă peste orice pentru ca să o aibă, pur și simplu.
Da, vedeți, noi de multe ori ne axăm pe o problemă, dar până la urmă vreau să zic un cumul de factori psihosociali, adică determină persoana la infracționalitate. Uh-huh. Necomunicare în familie, necomunicare cu prietenii sau a apărut careva conflict în prieteni și adolescentul s-a retras în jocurile astea virtuale. Există un cumul de factori până la urmă care determină la săvârșirea acestor crime. Iar factorul cel mai principal, eu cred, totuși dependența. Dependența acestui copil față de jocurile respective, pentru că a mers peste orice barieră. 12 aplicări de cuțit. Asta nu e. Deci infractori cu recidiviști și nu aplică atâtea... Da, de parcă ar apăsa pe butoanele acelei console. Înțelegeți că fac această comparație, pentru noi este ceva absurd, e ceva inuman. Dar pentru el e ca și cum un joc. Apăsa de 12 ori pe butoane ca să obțină ceva și la fel de 12 ori a dat cu cuțitul în băiețel. Eu cred că medicii legiști și psihiatrii judiciar trebuie să studieze bine cazul respectiv și să vadă, pentru că cazul respectiv poate fi un exemplu pentru alți copii și să vedem cum s-ar putea de oprit la timp acest pericol, pentru că este un pericol eminent pentru Republica Moldova. O scurtă informație avem pregătită despre ceea ce urmează, pentru că legea scrie detenție pe viață chiar pentru o asemenea crimă, dar pentru că este vorba minor, de un minor, ar putea să facă închisoare de 20 de ani. Haideți să vedem detaliile care sunt legate nemijlocit de acest caz, după aceea vom intra în discuții și despre aceasta. Băiatul de 14 ani, învinuit de odioasa crimă din Orhei, va sta următoarele 30 de zile la penitenciarul din Rezina. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei Orhei. Potrivit procurorului de caz, Victoria Burlacu, minorul colaborează cu ancheta și își recunoaște vina. Conform legii penale, articolul pentru care este învinuit minorul prevede pedeapsa de la 15 la 20 de ani sau detențiune pe viață. Totodată, articolul 71 Cod de procedură penală prevede că detențiunea pe viață nu se aplică în privința minorilor. Pedeapsa cerută de procurori în dosarul penal deschis pe numele băiatului de 14 ani este una blândă. Asta deoarece pentru fapta comisă, acuzatorii cereau detenție pe viață, doar că articolul 71, punctul 3 din codul penal prevede că femeile și minorii care au săvârșit infracțiuni extrem de grave nu pot fi închiși pe viață. Și acum vreau răspunsuri de la dumneavoastră despre cum va fi pedepsit copilul, iarăși ne bazăm pe lege, ori procurorii au cerut totuși 14 ani, în lege scrie de la 15 la 20 de ani, deci judecând după situațiile care au fost descrise acum, ce va fi cu soarta acestui copil? După cum țin minte, în codul penal, cel care a fost acum din 2018 revizuit, adică legea prevede până la 15 ani, da? Dacă minorul avea vârsta de între 18 și 21 de ani, deja adică avea un termen mai mare, da? Dar pentru asemenea infracțiune, adică prevede până la 15 ani de privațiune de libertate. Doamna Otean? Indiferent care va fi termenul, pentru că sigur va fi un termen destul de serios, este o infracțiune deosebit de gravă. Acest minor vine într-un mediu penitenciar, fie el în penitenciarul pentru minori. Soarta acestui copil, evident, este pusă la grea încercare. El va ieși din închisoare la 30 de ani aproape. Corect. Și aici apare întrebarea. Cum va fi? Cine va fi el? Sau va fi posibil resocializarea acestuia? Pentru că, de obicei, și din cunoștințele pe care le au în domeniul respectiv, minorii nu prea se resocializează, puțin. Deci și se întreprind măsuri foarte mari pentru a scoate acești copii din cercul ăsta vicios, tinerețea sau genul de a brava
e mai mare decât și metodele. Și e puțin probabil reeducarea în închisoare? Sunt cazuri bune și frumoase. Știu când că la niște rezina copii se face, și când niște da. copii, el uh-huh. nu va fi plasat la rezina, este vorba despre temporal. O detenție provizorie pentru o lună. Poate și mai mult fi uh-huh. până la hotărârea judecății. După care va fi plasat în penitenciarul pentru minori, unde se lucrează cu ei, unde au toate condițiile pentru resocializare. Dar vă zic, de obicei, tinerii, respectiv minorii care vin la 14 ani, din familii bune, sunt alții care nimeresc în penitenciar pentru prima dată, văd cearșaful. Uh-huh. Și atunci copiii ăștia chiar poți să-i ajuți, pentru că le dai o speranță. Iar copilul dezvoltat, care îmblă la școală, care a comis cu rea intenție și cu fiind conștient de ce face, să dea Domnul să fie pe cale bune da. pus. Acum, bun, e sfârșit de emisiune, dar accentele aș vrea să le puneți, pentru că avem prea multe crime și pentru că cel mai grav este că s-au răspândit printre minori. Cum salvăm societatea? Până la urmă, consider că puțin se lucrează la prevenire, da? Totuși, actorii comunitari, poliția, tot sistemul care este nemijlocit implicat în educația copiilor, adică până la urmă trebuie să formeze un așa numit filtru, un așa numit sistem care ar preveni până la urmă infracționalitatea, pentru că e cu mult mai ușor și cu mult mai puține finanțe merg în prevenire decât la deja când este nevoie să resocializezi persoana. Uh-huh. Și cum a menționat doamna colonel, tinerii cu mult mai greu se dau se dau procesul de resocializare, în special adolescenții până la vârsta de 18 ani. Ei bravează. Da, spuneți concluzia. Ei bravează. Eu vreau să fac o adresare pentru părinți. Cea mai bună investiție în viața noastră sunt copiii. Și evident că fiecare părinte, la momentul când are copii, vrea ca copiii să-și ducă, să fie mai buni ca dânșii, să se realizeze în viață și să fie mândri. De aceea o mare atenție părinților pentru copii, pentru faptul că uneori, cumpărându-le cele mai sofisticate tehnologii, practic îi punem în pericol. Așa avea deci o... luxul e periculos și luxul necontrolat e periculos. Uh-huh. O altă adresare aș avea societății și școlii. Școala este acel nivel unde copilul îl putem urmări din toate punctele de vedere. Cum se comportă în mediul de adolescenți, cum se comportă față de părinți, cum se comportă față de profesori. Și iată, acolo de asemenea ar trebui să se ia măsuri pentru ca copiii pe adevărat să fie protejați. Noi vorbim despre 14 ani. Copilul ăsta avea încă nevoie de protejare, de multă protejare. Și nu în ultimul timp loc ocupă societatea și poliția. Conlucrarea dintre școală, părinți și organele de poliție practic ar putea să stopeze, să facă o prevenție a unor cazuri de rezonanță majoră. Da, și nu pot să nu vă întreb cum pot fi protejați copiii vulnerabili. De exemplu, celălalt băiat de 12 ani a fost omorât, el nu poate fi întors, este o tragedie pentru toată familia. Da. Și aici întrebarea este firească. Cum să-i apărăm pe cei vulnerabili? Care, da, ei nu se pot proteja, nu se pot apăra. Sigur că în comunitățile de copii, acolo unde se vorbește de toate și pentru toți, da, pentru că copiii acum discută, ei comunică, să se axeze anume pe educație și pe exemple de tradiție, că prietenul la nevoie se cunoaște, că trebuie să fim atenți unul față de alții, că trebuie să ne susținem în cazurile respective, că atunci când ești abuzat sau este o tentativă
tentativă de abuz, tu trebuie să o comunici, să nu te oprești la faptul că să nu spui nimănui. De la părinte până la școală, până la semeni, trebuie să comunici. Și în felul acesta, dar și psihologul în școală are un rol foarte important. Mm-hmm. Copiii care sunt mai tăcuți, copiii care sunt mai... mai puțin sociabili, ei trebuie prelucrați din punct de vedere psihologic, deschiși pentru societate. Pentru că copilul care este intravert, el nu o să-ți spună de temerile sau gândurile lui. Asta trebuiește o perioadă ca să-l predispui să-ți vorbească. Și lucrul acesta, eu consider că profesorii totuși trebuie să iau o tactică de a predispune copiii pentru comunicare. Nu să fie... în regulă prin faptul că mă respecti pentru că ți-e frică de mine că sunt profesor, dar ești prietenul meu și te respect pentru că mă înveți. Încheiem emisiunea. Ambilor vă mulțumesc tare mult pentru participarea la această emisiune. Au fost experții invitați în platou Angela Otean și Stanislav Cebotari. Vă mai invităm în platou să mai discutăm despre alte cazuri. Poate și despre o situație care ne va ferici cu o statistică mai bună. Să sperăm că și instituțiile de rigoare vor lua niște măsuri. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit, aveți grijă de voi. Nu pierdeți mai departe la ora 13 știrile în limba rusă. Rămâneți alături. Numai bine!